Salut, fetelor! Astăzi am revenit pentru voi cu colecția mea de machiaj. Numai că o voi filma pe compartimente, să zicem așa, și nu pe toate deodată, pentru că m-am gândit că așa le vedeți mai în detaliu toate produsele, pe când dacă aș fi filmat toată colecția așa la oaltă, n-ați fi putut să vedeți exact fiecare produs în parte și așa s-ar putea să vă ajute mai mult. Bun, astăzi începem cu fonduri de ten, primere, corectoare și pudre. Primul produs, Triple Function BB Cream de la Skin79. BB Cream-ul meu preferat, un produs nemaipomenit, acoperire medie, rezistă foarte mult pe față, rezistă foarte mult ca produs, l-am de ceva timp și încă mai am în el. Are SPF 25, proprietăți de albire și anti-aging, cred? Da, și anti-aging. Ce să mai, un produs nemaipomenit și chiar îl recomand. Fondul de ten Estée Lauder Double Wear în nuanța 2N1, are o acoperire mare, rezistență nemaipomenită, câteodată aș zice că este chiar puțin waterproof, dar nu este. Și ce să mai, îl port ceva mai rar pentru că în ultimul timp nu mai am nevoie de atâta acoperire, dar când am un eveniment special sau o filmare sau să zicem câteodată seara în oraș, îmi place să-l port, în primul rând pentru că dă o textură foarte frumoasă tenului. Fondul de ten L'Oreal Infailible în nuanța 140. Un fond de ten foarte bun, unul dintre preferatele mele, numai că este un pic cam închis pentru mine acum, pentru că l-am cumpărat vara trecută și acum cred că se și vede. Da, se vede, e cam închis și nu pot să-l mai port. Îmi pare rău, dar aștept acum și ca vine vara și pot să-l port. Unul dintre fondurile mele de ten preferate și pe care cu siguranță le voi recumpăra de 1000 de ori este Chanel Vital Lumiere Aqua în nuanța B10. Un fond de ten nemaipomenit, lejer, hidratant, acoperire medie și un aspect foarte natural și tocmai de aceea îmi place cel mai mult. Și deși este un fond de ten scump, știu că mereu îl voi recumpăra pentru că își merită fiecare bănuț. Am aici un tinted moisturizer de la Benefit You Rebel Light. E o poveste lungă. L-am cumpărat pentru că pe YouTube era pe vremea aceea foarte, foarte răspândit, dar nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc și nu știu. Cred că va trebui să-l arunc deja. Este pe aici săracul. Stă pur și simplu, nu l-am folosit de mult timp. Și nu, pur și simplu nu-mi place. Mi-e îngrașă tenul, nu acoperă absolut nimic. Nimic, adică nu, pur și simplu nu. Două fonduri de ten minerale de la Sephora, unul în nuanța 15 pentru atunci când sunt mai deschise la piele ca acum și unul în nuanța 25 pentru vară. Ce să mai, un fond de ten foarte ușor de folosit pentru că este sub formă pudră, n-ai cum să nu-l întinzi bine, n-ai cum să greșești cu el. Ajută un ten gras pentru că este pudră și rezistă chiar destul de bine pe piele și acoperă iarăși foarte bine, ceea ce mă uimește. Tot la capitolul pudră am pudra de la Maybelline Affiniton în nuanța 14. O folosesc de obicei când merg undeva. Mai am ceva în ea și da, într-adevăr rezistă mult mai mult decât Rimmel Stay Matte. Deci dacă vreți să o cumpărați, vă recomand mai mult pe aceasta decât pe cea de la Rimmel, doar pentru faptul că rezistă mai mult. Aceasta este un picuț mai scumpă, dar nu cu mult, așa că aș zice că merită mai mult asta. Am și un primer pe aici, The Professional de la Benefit, un primer foarte bun, destul de clasic, pe bază de silicon, matifiază fața, într-adevăr acoperă porii și fondul de ten arată mai bine după ce îl folosești. Îl folosesc și acum, dar nu în fiecare zi, deși ar trebui. Nu e o regulă, nu trebuie neapărat să folosești un primer în fiecare zi, dar ajută. Dar mie mi-este lene, așa că nu-l folosesc chiar în fiecare zi. Tot un primer, dar de data aceasta de la MAC și este MAC Face Protect cu SPF 50. Primer foarte bun, SPF 50, acum vine vara și îl voi folosi în fiecare zi pentru că am nevoie de protecție solară și ar trebui să folosiți și voi. Corectorul Rimmel Wake Me Up în cea mai deschisă nuanță pentru că, și vă zic asta pentru că nu s-a șters nuanța și nu mai știu să vă zic. Un corector foarte bun pentru cearcăne și chiar și pentru restul feței, l-am folosit și pentru restul feței. Îmi place foarte mult, ieftin, îl folosesc foarte des.
Momentan m-am îndrăgostit de cel de la MAC și de aceea nu-l mai folosesc, dar înainte să-l cumpăr pe cel de la MAC, îl foloseam numai pe acesta. L'Oreal Lumii Magic în nuanța 1, un fel de Dream Lumii Touch, dar un picuț mai iluminant, aș zice eu. Foarte bun, îl recomand, dar Dream Lumii Touch este mai ieftin și atunci l-aș recomanda pe acela. MAC Studio Finish în nuanța NC15 este momentan corectorul meu preferat și îl folosesc pentru cearcăne și alte probleme, dacă am. Makeup Forever Full Cover în nuanța 6, un corector foarte rezistent, este inclusiv waterproof, foarte bun și îl folosesc numai pentru, zicem, urgențe. În momentul în care am ceva foarte nasol pe față și stresant, atunci acesta își face treaba. Și acestea sunt toate produsele mele, gen fond de ten, pudră, corector sau primer. N-am foarte multe pentru că am încercat să le consum și, în primul rând, nu vreau să cumpăr nici foarte multe pentru că s-ar strica. Știu că poate o parte dintre voi ar spune că am destul de multe, dar eu, ținând cont că trebuie să testez și să încerc produse ca să pot să vă zic cum sunt și ce părere am despre ele, n-aș zice că am foarte multe. Asta a fost, ne revedem vineri cu restul produselor pentru ten, cum ar fi blush, iluminator, bronzer, chestii de genul. Și desigur ne vedem și mâine cu un nou vlog. Puteți să mă urmăriți pe canalul de vloguri zilnice pe care l-am linkuit în descriere. Până atunci ne vedem și pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe Ask FM. Și v-am pupat! Pa, pa!